Viteza și neadaptarea la condițiile de drum au mai făcut o victimă în județul Giurgiu. Un bărbat în vârstă de 62 de ani a murit după ce mașina pe care o conducea, o Dacia veche, a derapat într-o curbă aflată la ieșirea din localitatea Radu Vodă, după care s-a rostogolit de câteva ori și a ieșit de pe carosabil. Bărbatul se afla singur în autoturism și se îndrepta spre municipiu. Am fost sesizați de serviciu 112 că pe DG503A, la ieșire din localitatea Radu Vodă, a avut loc un eveniment rutier din care a rezultat decesul unei persoane. Este vorba despre un autoturism Dacia, al cărui conducător auto într-o curbă la stânga, a pierdut controlul asupra direcției, a părăsit partea carosabilă, răsturnându-se în afara acesteia. De ce vă pot preciza, conducătorul auto se afla singur în autoturism și în urma accidentului a decedat. Un echipaj de descarcerare a reușit să-l scoată pe bărbat din autoturism, iar medicii au încercat timp de 45 de minute să-l resusciteze, însă rănile din zona capului și a pieptului s-au dovedit fatale. În momentul sosirii la locul intervenției, echipajul de descarcerare a scos victima din mașină, iar echipajul SAJ a efectuat resuscitare timp de 45 de minute asupra persoanei de sex masculin care a fost găsită în autoturismul Dacia. După, în urma efectuării resuscitării timp de 45 de minute, acesta nu a putut fi readus la viață, fiind declarat mort. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitatea cauzelor și împrejurările în care s-a produs accidentul.